În anul 2016, Transparency International Moldova a monitorizat deschiderea și transparența întreprinderilor de stat. Rezultatele monitorizării a zeci de întreprinderi din Republica Moldova au relevat probleme ce țin de administrarea banilor și bunurilor publice, angajări și conflicte de interese, deschiderea datelor și accesul la informație. Rezultatele monitorizării relevă probleme în ceea ce privește administrarea transparentă și corectă a întreprinderilor de stat, iar unele dintre probleme persistă în mai multe întreprinderi, cum ar fi lipsa de transparență în concursurile pentru angajare, administrarea neadecvată a resurselor umane, dar și a bunurilor publice și a banilor proveniți din buget. Raportul de monitorizare al întreprinderilor cu capital de stat realizat de Transparency International Moldova arată că organizarea licitațiilor reprezintă una din marile probleme cu care se confruntă autoritățile din Republica Moldova. Cazul aeroportului internațional Chișinău reprezintă un exemplu elocvent în acest sens. Aeroportul internațional Chișinău a fost dat în concesiune în 2013 pentru o perioadă de 49 de ani. Atunci, comisia de concurs instituită de Ministerul Economiei pentru a selecta compania investitoare a trimis invitații de participare către 7 companii internaționale, dar și-ar fi manifestat interesul doar 2 companii, ambele din Rusia. Oferta companiei Vnukova Invest a fost respinsă pe motiv că nu ar fi îndeplinit cerințele caietului de sarcini și astfel câștigătoarea a fost declarată singura companie rămasă în cursă, Avia Invest SRL, fondatorii căreia erau Khabarovski Aeroport și Kolomensky Zavod din Federația Rusă. Din 2014 și până acum, Avia Invest, firma care gestionează aeroportul, și-a schimbat de mai multe ori proprietarii, principala poartă aeronautică a Republicii Moldova, ajungând astăzi în posesia unor firme offshore, beneficiarii finali ai cărora se pare că nu sunt cunoscuți nici de către autoritățile statului. Concesiunea aeroportului a stârnit în ultimii 2 ani discuții aprinse în toate organele statului. Unii deputați, chiar fostul prim-ministru Valeriu Streles, cerând renegocierea sau chiar anularea contractului. La 3 decembrie 2015, Parlamentul a constituit o comisie de anchetă pentru a evalua concesionarea și angajamentele contractuale. Cei 9 deputați, membri ai comisiei, nu au găsit însă un consens. 5 deputați, reprezentanți ai guvernării, au aprobat un raport, pe când alți 4 din opoziție au elaborat un așa zis raport de alternativă. În noiembrie 2016, Iurie Ța, președintele acestei comisii parlamentare, și Oleg Lipski, un alt membru al comisiei, au prezentat raportul de alternativă. În aceste condiții urma, deci cel mai important, să fie asigurate aceste investiții. Și dacă îi să revin la totalurile care au fost făcute, voi confirma că din cele 945 de milioane investiții, doar 354 erau investiții ale concesionarului. Și încă câteva precizări. În septembrie 2015, din această sumă investită, au fost facturate lucrări doar în sumă de în valoare de 207 milioane lei. Diferența este de 783 și aici revenim la responsabilitatea Comisiei de Monitorizare, care avea obligațiunea să asigure un control permanent. Ce s-a întâmplat? O întreprindere profitabilă, strategică a statului, unică ca atare așa o întreprindere pe care o are statul Republica Moldova, a fost dată în concesiune fără studiu de fizibilitate. Deci s-a luat decizia de a-l da în concesiune și cuiva a venit în cap să dea în concesiune. După aceasta s-a făcut studiu. Studiul s-a făcut, dacă citești studiul acesta, îl vezi că el nu e pregătit pentru organele statului, dar e pregătit pentru concesionarul care poate să vină și toate beneficiile care poate să aibă concesionarul de acolo. Al treilea moment este legat cu netransparența care a fost la alegerea concesionarului. Au apărut 7 companii, pe urmă 5 companii, când am cerut ca să ne prezinte documentul că da, aceste companii au fost înștiințate, că pot să participe la acest concurs, nu s-a prezentat. Nu s-a prezentat, de aceasta se puteau spune și 177 de companii și rămâneau 2, tot în același fel. Raportul nostru este de alternativă. O majoritate, 5 deputați, au aprobat raportul, să spunem, al lor. De fapt,
Noi am elaborat acest raport, dumnealor, în luna mai, atunci când am încercat în două ședințe să discutăm pentru a apăra ceea ce e scris aici, dumnealor l-au truncheiat. Concluziile noastre și analiza noastră, de fapt, au modificat-o și au aprobat raportul comisiei cu 5 contra 4 în favoarea lor. De aceea nu puteam accepta acel, să nu prezentăm un raport care este bazat pe o analiză concretă și care reprezintă realitatea. În decembrie 2016, deputatul Anatolie Zagorodni a prezentat în plenul Parlamentului raportul agreat de ceilalți 5 membri ai Comisiei Parlamentare, reprezentanții ai guvernării. Zagorodni declara de la tribuna Parlamentului că în povida întârzierii lucrărilor contractate de modernizare promise de către Avia Invest, nu ar exista motive pentru anularea contractului de concesiune. Nu s-a constatat circunstanțe care să justifice aplicarea unuia dintre temeiurile de reziliere prevăzute de contractul de concesiune, legea numărul 534 din 13 iulie 1995 cu privire la concesiuni și codul civil al Republicii Moldova. Nu sunt constatate temei juridic întemeiate la moment de declarare anulității contractului de concesiune. O eventuală declarare anulității contractului de concesiune numărul 4/03 din 30 august 2013 va avea ca efect repunerea părților pe cât este posibil în situația anterioară încheierii contractului de concesiune, restituirea de către concedent concesionarului a investițiilor efectuate, care ar constitui cifra de 46.341.800 euro, și concesionarul ar putea fi îndreptățit la urmărirea venitului ratat, care nu poate fi evaluat la moment. Astăzi, la două luni de la audierea în Parlament a raportului Comisiei de Anchetă, nu se cunoaște care vor fi urmările și dacă guvernul va cere renegocierea contractului de concesiune a aeroportului. Parlamentul a votat hotărâre, a făcut recomandări la guvern, la procuratură, la cine și toți au făcut recomandări și mai departe deja instituțiile statului vor decide. Hotărârea nu presupune imediat să primim un raport, dar evident asta nu înseamnă că în procesul unui control parlamentar noi nu putem să cerem peste anumite perioade, să cerem de la guvern să ne informeze ce acțiune au întreprins pe acest care. Adică noi putem să solicităm informativ, că putem să vedem care este aia, da. Doar că bine, erau anunții de sărbători, noi am avorbat hotărârea. Poate încă e prea de vreme, dar se bucade pe perioadă, cred că ar fi logic să interpelăm guvernul. Bine, nu prea putem de la judecat, procuratură să facem presiuni, dar ce să în guvernul putem să interpelăm, să ne informeze ce acțiune au întreprins, cum merge monitorizarea contractului, dacă s-au mai depistat careva încălcări. Apropo, eu știu de ce eu nu se grăbesc, în luna martie, pare miște, este o dată când se încheie următoarea perioadă de monitorizare și următoarea perioadă în care trebuie să raporteze despre volumul de investiții. Undeva, pare miște, în martie, este o dată. Și la un moment dat, ei deja au toată informația completă să verifice cum s-a efectuat pentru perioadele precedente. Și Iurie Țap, coautor al raportului de alternativă pe subiectul concesionării aeroportului, spune că a făcut interpelări la guvern, Procuratura Generală și Centrul Național Anticorupție. De fapt, procedura de concesionare, după cum am spus în raport, a fost viciată cap-coadă și cel mai important, au fost grav prejudiciate interesul statului. Toți cei care s-au făcut vinovați să fie trași la răspundere și totodată să fie renegociat contractul de concesiune, în special să fie anulată taxa de modernizare, care nu are niciun temei juridic. Mulți se întrebau de ce noi nu am cerut categoric rezilierea. Pentru că, de fapt, a manifestat acea bună credință care trebuie să fie întotdeauna, am vorbit despre renegocierea în anumite condiții, luând în calcul ceea ce s-a încălcat. Cum poate să refuze atunci când semnarea a avut loc
cu SRL AV Invest care nu a participat la concurs și care nu întrunea condițiile. Și atunci, dacă vorbim de interesul public, cine este investitorul care o să ne asigure acele investiții pe termen lung? Orice s-a întâmplat până în prezent, s-a demonstrat că două treimi din investiții sunt din venituri proprii, venituri operaționale și doar o treime investiții. Atunci îți pui întrebarea, de ce a trebuit să fie dat în concesiune? O să facem public în scurt timp mai multe informații ale Centrului Național Anticorupție, unde aceștia demonstrează despre încălcările grave și unde cer rezilierea acestui contract. Considerăm că este necesar ca membrii Consiliul de Administrare și Administratorii să fie numiți în baza de concurs transparent. Mai riguroase cerințele față de candidații la postul de administrator sau la funcțiile de membri a Consiliului de Administrare, ceea ce trebuie să fie criterii de calificare mai dure, experiență mai mare de activitate. Considerăm că administrarea întreprinderilor de stat trebuie să se efectueze în baza unui contract de mandat. Nu cum se spune acum în lege, contract de management, care nici nu există nicăieri în legislație și asta ar crea probleme, inclusiv în instanță, atunci când o persoană vrea să se restabilească la lucru, un administrator vrea să revină la lucru din cauza că a fost demis din cauza neîndeplinirii atribuțiilor sale. Deci contractul de mandat este un contract mult mai dur, care stabilește obligații referitor la administrator de a respecta, de a implementa anumiți indicatori pe care și a asumat, iar în cazul în care nu și îndeplinește obligațiunile, să fie demis. Considerăm că ar trebui să fie examinată oportunitatea cooptării în membrii Consiliului de Administrare a reprezentanților societății civile. Cu siguranță, remunerația membrilor consiliilor de administrare, administratorilor, trebuie să fie concordată cu performanța activității întreprinderilor statului. Experții Transparency International susțin că licitațiile obscure sunt o problemă veche a întreprinderilor cu capital de stat. Potrivit raportului, din 67 de întreprinderi monitorizate, doar o singură entitate a publicat adecvat și completat datele despre achizițiile publice. Mai puțin de 40% din întreprinderi au publicat anunțuri sumare despre achiziții, iar 40% din întreprinderi nu au publicat date despre valoarea achizițiilor. Instituția menționează că cerințele de transparentizare a informațiilor despre activitatea întreprinderilor statului trebuie să fie adaptate la standardele organizației de cooperare și dezvoltare economică, dar și la bunele practici ale altor state. În particular, este necesară extinderea listei de informații care urmează a fi dezvăluite cu date precum obiectivele întreprinderii și rezultatele atinse, componența calificarea și procedurile de numire a membrilor organelor de conducere și control, remunerația administratorului întreprinderii, actul administrativ prin care acesta a fost desemnat, ajutoarele financiare, garanțiile financiare și angajamentele asumate de stat, tranzacțiile, inclusiv achizițiile efectuate, investițiile efectuate, datele despre personalul întreprinderii și locurile de muncă create, rezultatele succinte ale controlului și auditurilor efectuate la întreprindere. Totodată urmează de stabilit obligativitatea fondatorului de a elabora și publica pe pagina sa web rapoarte agregate anuale despre activitatea întreprinderilor gestionate.